Dragi oameni al lui Dumnezeu, fiți binecuvântați de Dumnezeu, pentru că în această seară sunteți aici. Mă gândeam acum în timp ce frații noștri și surorile lăudau pe Domnul. Sunt oameni în lumea aceasta populată, pe pământul acesta de 7-8 miliarde de oameni care nu știu de Moldova. Nu știu, n-au auzit. Mai mulți sunt dintre cei care nu știu de satul Tătărești. Și mai mulți sunt dintre cei care nu știu de existența dumneavoastră. Despre mine nu știu cei din China, nici din Mozambic, nici din Papua Noua Guinea. Cei mai mulți locuitori de pe fața pământului nu știu de mine, nu știu de dumneavoastră. Însă fericirea noastră constă în faptul că dincolo de faptul că oamenii nu ne cunosc, este Dumnezeul cerului și al pământului care ne cunoaște. Îi pasă de noi, ne iubește pe noi. El astăzi este prezent aici, se uită la inima noastră, ne vorbește conștiinței noastre. E Dumnezeul care a creat pe chinezi, pe cei din Papua Noua Guinea, pe cei din Tătărești, pe mine și pe dumneata. Nu mă interesează de faptul că oamenii nu mă cunosc. Mă interesează dacă Dumnezeu mă cunoaște. Cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu a pășit pe planeta Pământ, a luat chip de om, ca să ne vorbească despre Dumnezeu. Prin această carte sfântă, El ne vorbește despre cer, ne vorbește despre om și ne vorbește despre Dumnezeu. Și ce ar trebui să fac omul să se împrietenească cu Dumnezeu? N-am fi avut nicio șansă dacă Dumnezeu nu cobora la natura umană să-i întindă o mână de ajutor. Noi am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu pentru că suntem cineva, suntem niște muritori, ci pentru că El este Dumnezeu, s-a gândit la noi și ne-a motivat cu dragostea Lui să-L iubim. Astăzi îl urmăm cu devotament pentru că Lui pasă de noi. Am niște cuvinte de apreciere pentru dumneavoastră ca biserică și ca locuitori a satului Tătărești. Mă uit la dumneavoastră și mi se bucură inima pentru că sunteți prezenți aici. Dumneavoastră ați știut și sunteți conștienți că în această seară aici nu se vor da bani. Nu se va vorbi despre politică, nu se va vorbi despre o navă cosmică, despre planete, geografie, astronomie. Dumneavoastră a știut că astăzi aici se va vorbi despre suflet și despre Dumnezeu. Faptul că ați ales să fiți în această seară aici înseamnă că prețuiți sufletul. Nu odată am văzut oameni care la ora 5-6 dimineața aleargă să nu întârzie la un transport public sau cu transportul lui personal se grăbesc la locul de muncă. Mă uit la ei și în ciuda faptului că vremea e posomorâtă, că plouă, că ninge, omul se duce ce la muncă. Și cunoscând persoana spun, e un om responsabil. Nu cred că are mare plăcere să se ducă acum la muncă, dar se duce datorită faptului că are soție, are copii, are o casă, are facturi. E responsabilitatea lui. Câți dintre dumneavoastră vă grăbiți la suflet, la Dumnezeu, cum ne grăbim pentru lucrurile materiale? E un mare lucru să te îngrijești de copiii care ți-a dat Dumnezeu, dar este un mai mare lucru să te îngrijești de sufletul care este nemuritor și se va înfățișa într-o zi înaintea lui Dumnezeu. În viața aceasta, noi avem de făcut multe alegeri. Alegem binele sau putem alege răul? Totul depinde de noi. Dumnezeu ne-a creat pe noi cu voință liberă. Nu ne-a creat ca niște roboți. Dumnezeu nu apasă un buton și să spună, acum Dima, spune rugăciunea Tatăl nostru, acum cântă o cântare. Dumnezeu ne-a creat pe noi cu voință liberă. Dacă vreau când, dacă vreau nu când, dar pentru fiecare gând, fiecare vorbă, va fi o judecată înaintea lui Dumnezeu. Viața dată de Dumnezeu pe pământ este viața oportunităților. Am posibilitate să mă rog
și am posibilitate să-L hulesc pe Dumnezeu. Dumnezeu acceptă pe pământul acesta să fac ce vreau, ce vreau cu El sau cu mine. Dar într-o zi mă va chema la judecată și va spune, ți-am dat o viață, ce-ai făcut cu ea? De ce n-ai ales binele, omule? Avem de făcut atâtea alegeri în viața aceasta. Alegem cu ce să ne îmbrăcăm, nu mergem oricum. Alegem un transport, alegem o meserie, alegem un partener de viață, alegem cu cine și cum să ne căsătorim, alegem unde și cum să trăim, alegem o locuință, alegem să avem o pensie sau să nu mai avem o pensie, alegem sau nu alegem, indiferent de alegerea noastră îmbătrânim și apoi vine nedorita moarte. Viața aceasta nu o putem ține noi. Noi am venit pe pământul acesta fără știrea noastră și fără să ni se ceară acordul, vrei să te naști? Nimeni nu m-a întrebat în anul 1984, pe data de 18 iulie, vrei să te naști? M-am pomenit născut, m-am pomenit că am mamă și tată, m-am pomenit că am surori mai mare decât mine și am crescut într-un mediu al familiei unde cineva mai mare spunea că e tată și cineva mai plăpând îmi spunea că e mamă. M-a hrănit de mine, m-a îmbrăcat, m-a educat, până când m-am făcut mare. Credeți că în ziua morții mă va întreba cineva dacă sunt de acord să mor sau nu? Statistica spune că cei mai mulți părăsesc pământul acesta nu la 80 de ani, ci până la 40 de ani. Ne gândim în conștiința noastră că moartea e pentru cei bătrâni. Fals! Cei mai mulți mor până la vârsta de 40 de ani. Să mori bătrân și sătul de zile e un har dat de Dumnezeu pentru că ai timp să te oprești din alergare și să meditezi la cer. În această zi, pentru că suntem aici tineri și bătrâni, copii și adulți, haideți să reflectăm, să medităm puțin la Dumnezeu și sufletul nostru. Este alegerea noastră. Dumneavoastră ați ales să fiți aici. Înseamnă că vă pasă de sufletul dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Un singur verset doresc să citesc. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Sunt cuvintele Domnului Iisus și El spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Amin. Dragi oameni al lui Dumnezeu, e adevărat că pe pământul acesta, în alergarea noastră, noi vrem să descoperim multe lucruri. Oamenii au descoperit lucruri care sunt în universul acesta. Dacă în secolul XIX au descoperit ADN-ul omului, dacă au descoperit cele 9 planete care se învârt în jurul Soarelui, în sistemul nostru solar, dacă au inventat telefonul, radioul, televizorul, care i-au pus în uimire pe foarte mulți, au creat și au inventat foarte multe lucruri. Oamenii și-au dedicat viața pentru lucrurile materiale. Câți dintre oamenii aceștia își dedică viața să-L cunoască pe Dumnezeu? Noi nu vom ajunge în cer dacă avem sau nu avem casă. Noi nu vom ajunge în cer dacă avem sau nu avem bani. Noi ajungem în cer dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus cu 2000 de ani în urmă spunea: viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, Doamne, pe tine, Dumnezeule, pe tine, Tată. Astăzi aici nu facem decât să mai deschidem o filă în dreptul vieții noastre și să mă gândesc eu și dumitale cât îl cunosc eu pe Dumnezeu. Ne facem timp pentru orice. Ba, altă dată dăm bani pentru fleacuri, mergem undeva și irosim vremea pentru nimicuri. Însă când este vorba de sufletul nostru, nu avem timp. Nu avem timp de rugăciune, suntem prea ocupați. Nu avem timp pentru scrisoarea aceasta de iubire care ne spune Dumnezeu, te iubesc și îmi pasă de tine. Nu avem timp. Nu avem timp de suflet? Nu avem timp de ceea ce este mai important din noi, pentru că trupul omului e pentru o vreme, dar sufletul trece dincolo de moarte, se va înfățișa înaintea lui Dumnezeu. De ce să nu dau preț pentru ceea ce este important? Haideți să ne gândim. Ce s-a întâmplat cu mii de ani în urmă? Au fost creați primii oameni, Adam și Eva. Dumnezeu le-a pus la dispoziție toate lucrurile frumoase. I-a înzestrat cu înțelepciune, i-a înzestrat cu bunăstare, i-a înzestrat cu mediu frumos. Nu aveau nimic de care să zică asta nu-mi place, pentru că Dumnezeu, nu un om, a creat și a spus sunt foarte bune.
Însă într-o zi a venit diavolul în forma unui șarpe și a spus: de ce vă mișcați în golul și încoace și nu mâncați din toți pomii din grădină? Iată pomul acesta din mijlocul grădinii. Oare chiar nu e voie să mâncați? Cunoașteți dumneavoastră bine textul acesta. Femeia s-a uitat la pom, a văzut că este bun, de dorit să deschidă cuiva mintea, și diavolul a continuat: Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Femeia a luat fructul, a mâncat ea și bărbatul ei. De atunci până astăzi, oamenii au intrat într-o stare de decădere înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că primul păcat al lui Adam și Eva a constat în faptul: n-au fost mulțumiți cu starea, cu poziția care le-a dat-o Dumnezeu. Au vrut să fie ca Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om, i-a pus limitele lui, i-a dat responsabilități, însă omul a vrut să fugă de responsabilitatea aceasta, a vrut să treacă de limita aceasta și să depășească și să ajungă la un alt nivel la care Dumnezeu nu a cerut. Dragi oameni al lui Dumnezeu, haideți să ne gândim în acest moment. Ce facem noi pentru a ne împrieteni cu Dumnezeu, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu? Cu 2000 de ani în urmă pe planeta noastră a venit Hristos ca să ne împace cu Dumnezeu, să regenereze omul, să-i ofere din nou lucrurile care le-a pierdut, să-i spune că cele mai mari căutări nu este pomul din grădină, ci este Dumnezeul cerului și al pământului. Pe Dumnezeul acesta trebuie să-L slujim. În această seară aici, nu aș vrea să vorbesc mult pentru că deja s-a spus, s-a cântat, aș vrea să fac o concluzie și să vă întreb pe dumneavoastră, dragi locuitori ai satului Tătărești, câtă cunoștință aveți de Dumnezeu? Cât de mult îl cunoașteți pe Tatăl? Vă pasă de sufletul dumneavoastră? Vă pasă de iubirea lui Dumnezeu? Vă pasă de scrisoarea Lui? Vă pasă de faptul că stă cu mâna întinsă și vă invită la prietenie cu El? În Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28, cuvântul spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu vrea să ne ofere. Astăzi sunt foarte mulți care spun: nu vreau la Dumnezeu, Dumnezeu are legi. Oare Dumnezeu un Dumnezeu legiuitor? Dumnezeu oferă, nu cere. Dumnezeu oferă, nu cere. Dumnezeu oferă viață veșnică. Dumnezeu oferă odihnă. Dumnezeu oferă pace. Nu putem găsi pacea care oferă Dumnezeu. Nu putem găsi liniștea care oferă Dumnezeu. Nu găsim nicăieri în lumea aceasta iertare care oferă Dumnezeu. De ce să fugim de iertarea lui Dumnezeu? Biblia spune, Domnul Iisus vorbea într-o circumstanță cu oamenii, un cămătar avea doi datornici. Unul îi datorea cu 50 de lei, iar altul 500 de lei. Și continuă Iisus: fiindcă nu avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Dragi oameni al lui Dumnezeu, Dumnezeu iartă nu doar 500 de lei, Dumnezeu iartă pe oricine care nu e în stare să plătească datoria. Toți suntem datori față de Dumnezeu, toți am păcătuit față de Dumnezeu. E adevărat că unii spun: eu nu am făcut crimă, eu nu am făcut păcate mari. Biblia nu vorbește despre păcate mari, vorbește că datori suntem toți. Toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Toți avem nevoie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Sunt oameni care au făcut crime, dar sunt oameni care au mințit înaintea lui Dumnezeu, au mințit pe aproapele Lui. Toți suntem vinovați față de Dumnezeu. Avem nevoie de iertare. De aceea, iertarea Lui se îndreaptă către fiecare dintre noi. Haideți să ne prindem de iertarea aceasta. Haideți să ne prinde de mâna Domnului, să spunem: Doamne, îmi pare rău că am trăit o viață, m-am folosit de lucrurile care Tu mi le-ai dat și nu Ți-am mulțumit. Nu m-am gândit la cer, nu m-am gândit la suflet, nu m-am gândit la Tine, nu m-am gândit la lucrurile frumoase care mi le-ai dat să-Ți mulțumesc. Am cârtit adesea, am fost nemulțumitor, am mințit. Doamne, Te rog să mă ierți. Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la noi să intrăm într-o relație de prietenie. Lui pasă de noi. El are gânduri de pace față de noi. Aduceți-vă aminte, dragii mei prieteni, acum o săptămână, acum o lună, acum un an, Dumnezeu v-a ferit de accidente, de boli terminale.
toate lucrurile acestea este dragostea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă de dumneavoastră. Dacă ne-am trezit dimineața și vedem soarele pe cer, dacă ne-am trezit dimineața și vedem copiii care aleargă în jurul nostru, dacă vedem părinții noștri, asta înseamnă că Dumnezeu ne mai dă o șansă să ne apropiem de El, să ne prietenim cu El. Ce fac cu șansa aceasta? Este șansa mea. Este șansa să mă apropie de Dumnezeu. Dragi oameni al lui Dumnezeu, aș vrea în încheiere să spun o întâmplare care am citit-o de mult despre o tânără femeie care s-a căsătorit la vremea ei. Bineînțeles, ca și fiecare tânără și fiecare cuplu vor să aibă o viață fericită. Însă, cuplul acesta a avut parte de un copil, primul lor copil, și copilul acesta s-a născut cu un handicap fizic care a rămas pentru tot restul vieții pironit la pat. Prima săptămână, bărbatul acestei soții a rămas pur și simplu mut la toată lucrarea aceasta și nu înțelegea ce se întâmplă. El și-a imaginat viața de familie cu copii sănătoși, cu nevastă bucuroasă și fericită. Însă ea acum plânge, el stă nemișcat în pat și peste o săptămână și-a strins toate lucrurile personale și a plecat. Și din ușă i-a spus așa: nu pot să sufer, nu pot să mă uit la tine că plângi și nu mă pot uita la el că e copilul meu, că nu va alerga niciodată prin curte, nu mă va strânge în brațe, plec! Și la toată durerea aceasta, femeia a avut a doua durere, că bărbatul ei a părăsit-o. A rămas singură ea cu copilul bolnav și fără soț. A stat înaintea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, ce mă fac? Mă prăbușesc. E o durere prea mare. Însă Dumnezeu a întărit-o și a spus: tu ai motive pentru mulțumire, pentru încurajare, pe alții care trec prin diverse situații mai ușoare sau mai grele, și și-a luat hotărârea să întărească și să încurajeze pe oricine. Și a devenit o femeie veselă, în ciuda faptului că avea un copil bolnav acasă, în ciuda faptului că îngrijea din el de ziua și noaptea, și a devenit o femeie care încuraja pe alții care treceau prin greutăți. Toți vecinii cunoșteau despre starea acestei femei fericite. Veneau la ea și o întrebau: care este secretul tău? Secretul e Dumnezeu! Fiecare om care avea o durere cu lacrimi în ochi se apropia de ea și ea găsea cuvinte de încurajare. Însă anii au trecut. Au trecut vreo 40 de ani. Și femeia aceasta a îmbătrânit. Și într-o zi, vecinii au văzut-o la poartă pe un scaun stând și plângând. Pentru prima oară în viața lor, în cei 40 de ani, au văzut-o pe femeia aceasta plângând. Niciodată nu plângea. Întotdeauna era veselă, întotdeauna avea cuvinte de mulțumire, cuvinte de încurajare. Li s-a părut straniu și au venit vecinele și au spus: ce s-a întâmplat, de ce plângi? S-a murit fiul? Și a spus: nu. Ai vreo boală, vreo durere, ce s-a întâmplat? Spune! Și femeia a spus: eu de 40 de ani îngrijesc de copilul acesta. Eu știu că el e bolnav. Eu am știut că el niciodată nu se va scula de în pat și va alerga. Niciodată nu-mi va aduce o căldare de apă. Dar în cei 40 de ani, când am îngrijit de el cu dragoste, am sperat că măcar un cuvânt să-l pot auzi de pe buzele lui. Cuvântul: mamă! Și nu l-a spus. Și a început să-mi plângă de nou. După ce am citit istoria aceasta, m-am gândit că Dumnezeu investește în noi. Ne protejează. Investește în noi. Ne strânge la braț, ne șterge lacrima de pe obraz, ne binecuvintează și așteaptă de la noi să-i spunem cuvântul: tată. Și noi nu o facem. De ce nu spui, dragul meu: tată, îți mulțumesc că mă iubești. Tată, îți mulțumesc că ai trimis pe Fiul tău Iisus Hristos să moară în locul meu. Tată, îți mulțumesc că mai pot trăi pe pământul acesta, mă mai pot bucura de părinți, mă mai pot bucura de copii. Dumnezeu te-a așteptat să crești, ai 10, 20 sau 40 sau 70 de ani. Oare nu ai cuvinte de mulțumire la adresul celui care a îngrijit de tine și a investit atât de mult? De ce lași pe Dumnezeu să plângă? De ce lași jertfa Domnului Iisus undeva în umbră? De ce spui că nu-ți pasă de dragostea Lui? De ce spui că nu-ți pasă de scrisoarea de iubire, de Biblia, de cuvântul lui Dumnezeu? Oare nu-ți pasă de sufletul tău? Oare nu-ți pasă de veșnicie? Oare e mai important pământul acesta decât veșnicia? Mai importantă este
mâncarea și trupul acesta decât sufletul. Sunt în viața aceasta lucruri fundamentale și lucruri secundare. Noi așa că noi lucrurile fundamentale niciodată nu le inversăm. Foarte mulți dintre noi muncim și bine facem că muncim. Însă munca, dincolo de faptul că este esențială, face parte din viața cotidiană, nu e fundamentală. Fundamentală este somnul, fundamentală este hrana, fundamentală este respirația. Nu putem spune, anul acesta sunt atât de ocupat, am așa de multe proiecte, vreau să ajung și acolo, vreau și acolo și timpul e foarte scurt. Mă decid în acest an să nu mai dorm. Pierd o grămadă de vreme cu somnul acesta. Dragă mamă și drag tată, nu m-am mai chemat la masă, că mâncarea aceasta e bună, dar pierd o grămadă de vreme, am lucruri mai importante. Nu am auzit niciun om care să spună asta. Nu putem inversa lucrurile fundamentale cu lucruri secundare. De ce inversăm lucrurile trupului, ceea ce atribuim trupului și spunem că e mai important trupul decât sufletul? De ce e mai importantă casa decât Dumnezeu? De ce e mai importantă nevasta decât Dumnezeu? De ce e mai importantă prietenia, anturajul, păcatul decât sufletul și sfințenia la care ne cheamă Dumnezeu? În această seară, dragii mei prieteni, vreau să vorbesc concret. Dumnezeu ne așteaptă pe noi să facem o alegere corectă în dreptul sufletului nostru. Să înțelegem că sunt lucruri fundamentale fără de care nu putem trăi și sunt lucruri secundare fără de care putem trăi. Oamenii nu întotdeauna au avut mașini, nu au avut întotdeauna telefon, dar au trăit și mai fericiți au trăit. Astăzi unii tineri au telefon și dacă l-au uitat acasă, se întorc de la 100 de kilometri să-și ia telefonul. Că nu pot trăi. Telefonul e un lucru secundar. Mașina e un lucru secundar. Dincolo de faptul că e importantă. În viacul în care trăim, rezolvăm multe întrebări. Dar nu putem schimba mașina pe suflet, pe pocăință, pe întoarcere, pe iertare și dragostea lui Dumnezeu. Această carte nu ne vorbește despre telefon. Nu ne vorbește despre televizor. Nu ne vorbește despre mașini, ne vorbește despre Dumnezeu și iertarea care ne oferă în dar. De aceea, dragii mei prieteni, haideți să ne gândim că noi, cei care suntem datori față de Dumnezeu, avem nevoie să fim iertați. Cămătarul care avea doi datornici i-a iertat pe principiul că nu aveau cu ce plăti. N-are importanță că suma e mai mare sau mai mică. N-are importanță că ești femeie sau bărbat. N-are importanță că ești copil sau adult. Nu are importanță că trăiești în Tătărești sau în altă regiune sau pe alt continent. Important este că sub statutul acesta n-avem cu ce plăti. Nu putem să plătim pentru păcatele noastre. Toți banii din lume nu ne ajută să ne șteargă păcatele. Numai sângele lui Iisus Hristos. Însă putem intra în starea aceasta spunând, Doamne, te rog, te rog, iartă-mă. Iertarea oferită de Dumnezeu în dreptul păcatului meu mă iartă de orice păcat. Că am făcut crime sau nu am făcut crime, eu am nevoie de iertare. De aceea haideți în această seară aici să ne gândim dacă această iertare e și pentru mine. Dacă Dumnezeu se uită cu iubire la fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu ne-a dat viață să creștem, să devenim adulți, conștienți, să luăm hotărâre în dreptul sufletului nostru, ce vom răspunde noi la dragostea Lui, la iubirea Lui? Ce vom spune, Doamne, îmi pasă de Tine, îmi pasă de sufletul meu, sau îi voi spune, Doamne, nu am timp acum pentru Tine? Dumnezeu ne-a așteptat să creștem. Creșterea aceasta e pentru hotărârea problemei mele. Priviți la copacii aceștia sub care stați dumneavoastră. Știți că copacii aceștia au omenire? Dumnezeu a știut că în data de 13 august, anul 2023, aici se vor adăna poporul al Domnului, în satul Tătărești. Se va vesti cuvântul lui Dumnezeu și ei vor ține de umbră, să nu bată soarele și iarba aceasta va fi un priveliște. Și copacii aceștia au crescut cu un scop dat de Dumnezeu, că într-o seară de duminică, când se va vesti cuvântul lui Dumnezeu, ei să fie martori pentru dragostea lui Dumnezeu. Dacă copacii aceștia nu s-au uscat până astăzi și și-au împlinit menirea dată de Dumnezeu,
De ce mă usuc eu? De ce mă uit la oră și spun, Doamne, e bine, dar nu acum e timpul. Doamne, prea tânăr. Doamne, prea departe am ajuns. Doamne, prea bătrân. Care este menirea mea pe pământ? Care este menirea mea pe pământ? În ciuda faptului că m-am căsătorit și am 5 băieți, în ciuda faptului că am o casă și o mașină, am și eu un loc de muncă, oare asta este menirea? Oare acesta este scopul vieții mele, să trăiesc pe pământul acesta și să bătătoresc pământul acesta, să muncesc ca să mănânc și într-o zi să pun mâinile pe piept sau alții să mi le pună și să mor? Să mă prezint înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, m-am căsătorit și eu ca toți oamenii, am construit mai greu sau mai ușor o casă, am avut o mașină mai bună sau mai rea, dar am avut-o. Doamne, ce să mai spun? Dumnezeu nu te va întreba de casa care o ai, nu te va întreba de familia care o ai, nu te va întreba de nimic în ciuda faptului că întrebările urmează. Întrebarea prioritară, te-ai întâlnit cu jertfa Fiului meu Iisus Hristos? Iertarea oferită pe crucea de la Golgota a fost și peste conștiința ta, peste inima ta? Sau ai trecut pe alăturea? Ai fost și tu dator? Ai beneficiat de iertarea care a răsunat mii de ani? Sau în dreptul tău, timp de 50 de ani, de 60 de ani, de 80 de ani, ai auzit cuvântul acesta iertării, te-ai oprit în dreptul iertării să-i spun, Doamne, iertarea aceasta și pentru mine. De aceea, dragii mei prieteni, în această seară, am vrea să ne rugăm Domnul și să spunem, Doamne, mulțumim. Mulțumim că am ajuns aici, pentru că să auzim de Tine, să auzim de iertarea Ta. Și dacă aici, în locul acesta, sunt persoane care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu prin pocăință. Sunt persoane care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu și nu au căpătat iertarea în dar, dată de Dumnezeu, oferită de Dumnezeu. E un timp prielnic să-i spui, Doamne, te rog să mă ierți. Ai îngrijit de mine, ai investit în mine, m-ai păzit și m-ai binecuvântat și eu am crezut că sunt meritele mele. Și am uitat să-i spun, Tată, îți mulțumesc. În această seară Dumnezeu ne așteaptă să venim aici și să spunem, Tată, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că mi-ai dat ani, mi-ai dat familie, mi-ai dat părinți sau mi-ai dat copii. Îți mulțumesc că sunt astăzi în picioare. Îți mulțumesc că mai pot auzi, mai pot gândi și mai bate inima în piept. Dacă sunt persoane de acestea care vor să se împace cu Dumnezeu, pot să vină în față și să spună, Doamne, vreau să mă întorc cu fața spre Tine. Am trăit ani de-a rândul, îngrijindu-mă doar de trupul meu, de familia mea importantă, de afacerea mea importantă, dar mai primordial și mai important e sufletul. Iartă-mă, Doamne, că am ignorat sufletul și am ignorat jertfa Ta. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei prieteni. Și așa ridicat în picioare, reflectând la tot ceea ce s-a auzit în această seară și tot ce s-a spus, tot ce s-a cântat, a fost cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi să venim cu povara noastră la El și să spunem, Doamne, mi-e rușine de mine. Mi-e rușine că sunt un om, un om muritor, dar am avut atâtea reproșuri față de Tine. Am avut atâtea nemulțumiri. Am avut atâtea lucruri de spus. Ba că una nu-i bună, ba că alta. Ba părinții sunt prea severi. Ba copiii sunt prea răi. Ba păstorul, ba preotul, ba primarul, ba președintele și, Doamne, Tu vezi, sunt nemulțumitor pentru că circumstanțele. Nu e adevărat. Cei mai nemulțumitori oameni sunt cei mai bogați oameni. Am întâlnit femei care plângeau în hohote în ciuda faptului că aveau bărbați milionari și am întrebat de ce plângi cu serviciul care eram acolo și i-a spus, divorțează de mine. Dar sunteți bogați. Bogați, dar nefericiți. Nu banii rezolvă întrebarea. Nu faptul că trăim aici sau în America sau Germania, Franța, nu are nicio importanță unde trăiești. Important este, care este relația ta cu Dumnezeu? Ai primit iertarea în dar de la Dumnezeu? Poți să trăiești la marginile pământului și să fii cel mai fericit om. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, poți să ai toți banii din lume, ești cel mai nenorocit om. O regina Angliei cu ani de zile în urmă, pe patul de moarte, în chinuri foarte grele, a strigat, dați-mi un minut, un minut! Și cu aceste cuvinte a murit.
regina Angliei, avea un regat la picioare, milioane de lire sterline în seifurile sale și cerșea un minut. Viața nu o putem ținea noi. Viața ne este dată de Dumnezeu pentru un timp. Timpul acesta se numește viața. În viața aceasta, noi trebuie să rezolvăm problema numărul 1, împăcarea noastră cu Dumnezeu. 2, căsătoria, meseria, casă, masă. Dacă inversăm valorile, devenim cei mai nenorociți oameni. Ne vom prezenta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu și ce îi vom spune? De aceea, dragii mei prieteni, în această seară aici, dacă sunt tineri, dacă sunt copii, dacă sunt femei sau bărbați, cărora Dumnezeu vă vorbește și vă spune că te iubesc, îmi pasă de tine, vreau să mă întâlnesc cu tine. Dacă vreți să vă pocăiți în această seară, vă rog să veniți aici în față. Pocăința nu este căință și căința nu este pocăință. Foarte mulți oameni s-au căit, au bătut în piept, au plâns și mâine au făcut din nou păcatele care le-au făcut. Pocăința din limba greacă se numește schimbarea minții, schimbarea valorilor. Îl urmez pe Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu întinde o mână de împăcare. Ce facem noi? Stăm cu mâinile jos? Stăm cu inima stingerită? Stăm cu păcatele noastre înăuntrul nostru? Respingem iertarea care oferă Dumnezeu? Respingem harul și dragostea lui Dumnezeu? Ne acceptă Dumnezeu să o facem. Dar într-o zi ne vom prezenta la judecată, în ziua în când nu vom mai schimba nimic. Astăzi, când mai putem schimba, vă invit respectos, dacă sunt persoane care vor să se împace cu Dumnezeu, să vină în față și să spună: Doamne, îmi pare rău de trecutul meu. Îmi pare rău că ai vorbit conștiinței mele și eu am rămas mut. Am rămas surd la dragostea ta, la iertarea ta. Te rog să mă ierți. Se va bucura cerul. Dumnezeu apleacă astăzi cerul de pământ să te invite și să te strângă în brață. Nu eu, ci Dumnezeu. De aceea, dacă sunt persoane aici care vor să se împace cu Dumnezeu, pot să vină aici în față și ne vom ruga împreună și Dumnezeu vă va oferi dragostea, iertarea și mângâierea Lui. Poftim! Vă așteaptă Dumnezeu? Nu un om. Dacă întârzii la locul de muncă, ți este frică ce va spune șeful. Nu ți este frică ce va spune stăpânul care te-a creat, care te-a modelat, care a pus în peptul acesta o inimă să bată, care ți-a dat minte, care te-a înconjurat cu lucruri frumoase și într-o zi să spui: Doamne, mai așteaptă-mă, nu acum. Și El așteaptă. Stă cu mâinile întinse pentru tine și pentru mine. Dacă te-ai împăcat cu Dumnezeu și inima ți este curată, dă slavă lui Dumnezeu. Dar dacă nu, de ce fugi de dragostea Lui? De ce fugi de iubirea Lui? De ce fugi de iertarea Lui? Vino aici. Rugăciunea e primită oriunde, că e în casa de rugăciune acolo, că e aici, că e la marginea pământului, că e la fundul mării, Dumnezeu primește rugăciunea. E Dumnezeul care vede pretutindeni. E Dumnezeul care vede inima și conștiința ta. Spune un da pentru sufletul tău, pentru veșnicia ta. Poftim dacă sunt persoane care vor să se împace cu Dumnezeu. Nu voi insista prea mult. Doar dau libertate pentru că fiecare om este liber să spună da sau nu. E dreptul dumneavoastră. Dacă sunt persoane de acestea care vor să se roage, o rugăciune a pocăinței, pot să o facă. Dacă nu este nimeni, atunci cine dorește să se roage, spunând: Doamne, mulțumim pentru posibilitatea care ne-ai oferit să fim în această seară aici, să auzim cuvântul Tău, în sânul naturii, să Te proslăvim, poți să aibă o rugăciune de mulțumire și Domnul să binecuvânteze pe fiecare. Ne rugăm! Doamne, Tată, și eu mulțumesc că m-ai îndrăgit și mi-a dat o fiare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea ta ne-am ridicat în picioare în acest moment cu toți cei care suntem prezenți aici. Vrem, Doamne, să-ți mulțumim pentru că Tu ne iubești, îți pasă de noi. Ai trimis pe Fiul Tău, Iisus Hristos, acum 2000 de ani în urmă, pe planeta noastră, să ne vorbească despre cer, despre iertare și iubire. Doamne, mulțumim că într-o zi ne-am întâlnit cu Fiul Tău, Iisus Hristos, prin credință. Și astăzi suntem într-o relație de prietenie cu Tine. A fost decizia de a alege să trăim pentru Tine și pentru mântuirea sufletului nostru. Doamne, mulțumim că astăzi aici este biserica Ta, sunt copiii Tăi care Te slujesc, sunt cei care Te urmează pe Tine cu devotament. Însă, Doamne, credem și știm că sunt și oameni care încă nu Te-au primit pe Tine ca mântuitor personal în sufletul lor. Doamne, Tu și astăzi Te îndrepți către ei, către conștiința lor, cu dragostea Ta și vrei să convingi fiecare suflet că viața trece foarte repede. Și nu suntem noi stăpâni pe viață, ci Tu ne-ai dat-o și Tu o vei lua-o de la noi și ne vom prezenta înaintea Ta. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi ca prezentarea înaintea Ta să nu fie o prezentare groaznică, ci să fie plină de bucurie, pentru că am rezolvat problema numărul 1, mântuirea sufletului nostru. Te rugăm, Doamne, să lucrezi în continuare asupra fiecărui inim care încă nu s-a împăcat cu Tine. Iar toți cei care Te-au primit ca mântuitor, mulțumim, Doamne, că Tu ai dat puterea și biruința asupra păcatului și astăzi suntem copiii Tăi. Binecuvântează, Doamne, această lucrare, binecuvântează oamenii din satul acesta, binecuvântează pe toți cei care trăiesc aici, toți cei care năzuiesc spre cer. Doamne, binecuvântat să fie în numele Tău. Ne închinăm Ție cu recunoștință. Binecuvântat să fie în numele Tău, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Reocupați-vă locurile. Попросили еще исполнить песню, которую исполняла сестра наша Виктория. Пожалуйста. Тричі, то тут тричі, він курив, ну в омайфі, чечела урмат пісус, феричицьку єлворфі, чечела урмат пісус, феричицьку єлворфі, ку Ісус, ку Ісус, в'яца та все валунджі. Ciodatnu vei muri. Viața trece, totul trece. Ați vrut să vă pocăiți, să vă spocăți înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele voastre? Da. Puteți face o rugăciune acum să audă. Dacă sunt persoane care vor să se mai roage lui Dumnezeu, pot să vină aici în față. Doamne Iisus, mulțumesc că m-ai ajutat ca să fiu până într-acest moment și
Iartă-mă, Doamne, păzește familia mea. Tu știi că a fost o păcătoasă, îmi poți să dau. Ajută-mă, Doamne, păzește familia mea și părinții mei, nepoți, frați, surori. Nu mă lăsa, Doamne. Ajută-mă că și pe la sfârșitul vieță. Amin. Tatăl nostru, mulțumim că Tu lucrezi astăzi aici, în inimile oamenilor. Mulțumim, Doamne, că Tu ai lucrat la sufletul acesta. Are nevoie de Tine, a avut nevoie de dragostea Ta, de libertatea care Tu oferi. Și Tu, Doamne, prin credință oferi iertare pentru păcate. Doamne, binecuvintează-o. Doamne, ține-o la pieptul Tău. Dă-i putere în continuare să nu se lase de Tine, să aleagă lucrurile frumoase, sfinte în dreptul ei. Doamne, credem că Tu vei face lucrarea aceasta. Binecuvântat să fie în numele Tău. Amin. Da, puteți să vă ridicați. Domnul să vă binecuvânteze. Cântarea va continua dacă mai sunt, așa cum stăm în picioare. Dacă în timpul cântării sunt cei care cercetați de Dumnezeu, prin mesajul acestei cântări pot să vin aici în față. Domnul să vă dea har. Totul trece, ai de grijă cum trăiești, așa cum trăiești aici, locul tău ți-l pregătești, așa cum trăiești aici, locul tău ți-l pregătești. Cu Iisus, cu Iisus, viața ta se va lungi. Cu Iisus, cu Iisus, niciodată nu vei muri. Viața trece, totul trece, suntem niște călători. Azi întoarce-te la Domnul, cu El niciodată nu mor. Azi întoarce-te la Domnul, cu El niciodată nu mor. Cu Iisus, cu Iisus, viața ta se va lungi. Cu Iisus, cu Iisus, niciodată nu vei muri. Viața trece, tu vei trece, ca și cum nu ai fi fost. Mai există o scăpare, să te întorci la Iisus Hristos. Mai există o scăpare, să te-ntorci la Iisus Hristos. Cu Iisus, cu Iisus, viața ta se va lungi. Cu Iisus, cu Iisus, niciodată nu vei muri. Сегодня рядом с нами идет война. Многие люди погибают, многие люди остались без домов, без крыши над головой. Многие люди должны были уехать, оставить свои родные места и скитаться по этому миру. Мне приходилось быть и на прошлой неделе в Херсоне, был в молитвенном доме, и что интересно, рядом взорвался снаряд, пробил пианино, пробил кафедру, и верующие все равно собираются. На каждом собрании полный молитвенный дом. Люди идут к Богу. Но когда люди идут к Богу? Когда страшно, когда тяжело. Сегодня у нас мирное небо. И с одной стороны, хорошо, что мы здесь, а с другой стороны, как хочется, чтобы сердце наше горело благодарностью. И чтобы мы молились за тех, кому сегодня трудно. Сегодня мы должны дорожить каждой минутой мирного неба, которое Бог нам дает. Об этом мы споем.
праздник сменяют будни. Близкие, близкие ждут, улицы многолюдны. Тетрадкой в клетку. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе то тут, то там, будь благодарен, друг. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе то тут, то там, будь благодарен. Взвыли сирены грозно, и живи спуг, люди взмолились звездно. Пули случайно свист, сыпятся стекла звонко. В клеточку белый лист, стиснут в руке ребенка. Это не новость, нет, брат против брата восстал. Мир не прозрел средь бед, Богу спиною стал. Это не новость, нет, брат против брата восстал. Мир не прозрел средь бед, Богу спиною стал. Представить даже, вдруг постучат в окно к нам эти беды так же. И во что у реки тихо слезу роняет, Господи, сбереги тех, кто к тебе взывает. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе то тут, то там, будь благодарен, друг. Это подарок нам, мирное небо вокруг. Горе то тут, то там, будь благодарен, друг. Surori și sătieni cu toți, prieteni care am venit la această adunare. Noi am făcut adunarea nu acolo, dar aici, în centru. Și ne aduc aminte de cântarea care am dorit să o mai cânte odată. Viața trece, totul trece. Și noi vom trece în curând. Ne-am adus aminte, stând pe scaun, de o lucrare care s-a dus o grupă de evangheliști să predice cuvântul la niște întemnițați. Și la predicatorii s-a spus, ia ca aici, acolo stau întemnițați, dar tu de aici n-ai dreptul să te dai jos la dânsă. Predică de aici, spune cuvântul tot. Și el predica cuvântul și se uita la mulți. Doar întemniți stau și alții nevinovați. Altul a făcut, dar el suferă. Și predicând cuvântul, o văzut că trebuie să dea ei jos la popor, s-o dat jos, o vorbit cu dânsă. Unii l-au primit pe Iisus Hristos și pe urmă îi spune la naceanic, așa cu regulile este, eu n-am putut, mă ierți, dar n-am putut să nu fac lucrul ăsta. Frați, surori, prieteni cu toți, noi la ora 5 avem adunare după masă, pe seară la adunare acolo,
De data asta am hotărât ca să venim aici. Poate mai ușor și mai bine să audă alții cuvântul care nu poate să vie la adunare sau le-i rușine. Vremea a trecut. Adunarea noastră vine la sfârșit. Eu vreau două versete să citesc care ne-am adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune la Apocalipsa. Două versete a să citesc, fratele Vasea a să încheie cu rugăciune slujitorul de la Chișinău numărul 5 și pe urmă să spun vreo câteva anunțuri, este literatura aici care putem să dăm în dar. Apocalipsa, capitolul 14, la versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru că să o vestească locuitorii pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea, izvoarele și apele. Frățurori, evanghelia aceasta este veșnică și e să vestește și Ioan a văzut, spune că îngerul care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Această evanghelie este veșnică și el spunea așa cuvinte, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i cinste lui, care a făcut toate lucrurile și pe noi ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Domnul să ne binecuvânteze, frați roși, să tem cu toți, ca nu de om, dar să ne temem de Dumnezeu, să-i slujim lui ea și să avem parte de veșnicie. Pentru că această evanghelie care s-a vestit azi, pentru nimeni dintre voi să nu fie ca mărturie, dar să fie de mântuire. Lui îi dăm această cinste și mărire, ne ridicăm în picioare și fratele Vasea să încheie cu rugăciune. Poftim, frate. Великий наш Господь Творец, мы Тебя сердечно благодарим, что Ты наш Бог. Благодарим Тебя за прекрасный этот воскресный день, за то, что здесь, в этом месте, звучало Слово Твое, звучал призыв, звучала истина Твоя. Сердечно благодарим. Благодарим Тебя, что сегодня небо открыто. Благодарим Тебя, что Ты сегодня ждешь еще грешников к покаянию. Слава, слава Тебе. И сейчас мы просим, благослови нас и распусти нас с миром. Благослови этот поселок Татареши, чтобы здесь славилось имя Твое святое, чтобы здесь кипела жизнь христиан, Господи, чтобы многие люди еще могли прийти к Тебе, познать Тебя, великого Бога. Слава, слава Тебе. Аминь. Luăm locuri, frățurori, facem vreo câteva anunțuri. În primul rând, vă mulțumim la toți acei care ați venit, la, nu la noi, dar la Cuvântul lui Dumnezeu, ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintim că miercurea și vinerea avem adunare la ora 8, duminică la 9 și la ora 5. Poftim care doriți, veniți și ascultați Cuvântul lui Dumnezeu care este veșnic. Acum este aici cărți, gazete, Biblie, Evanghelie, cine dorește poate să vie și frață a să vă dăi ca să citiți care n-aveți, să dea fără plată. În dar ați primit, în dar să dați, așa Domnul Iisus a spus la ucenici. Poftim! Și mergem, cred că, cu Domnul, Domnul să fie slăvit pentru ziua aceasta și pentru tot ce a făcut El pentru noi. Cine dorește poate să vie și frață aici, cred că, diaconea să vă dă, este și pentru copii, sunt și pentru mari. Oameni buni, iată vă arăt cartea asta, e se numește Descoperă Biblia. Este foarte accesibil și de înțeles la toți oamenii care n-au cunoștință în credință, în Cuvântul lui Dumnezeu. Veniți și le luați-le degeaba. Sunt buni și pentru copii și pentru maturi. Poftim, vă așteptăm!